Condiția esențială pentru a putea vorbi despre o astfel de răspundere civilă în domeniul dreptului muncii este existența unui raport de muncă, existența unui contract individual de muncă încheiat între angajat și angajator la momentul la care se produce prejudiciul. Prejudiciul produs fie de către angajator în dauna salariatului, fie de către salariat în dauna angajatorului, pentru că ambele variante sunt posibile. Dacă este să ne referim la răspunderea patrimonială a angajatorului, această răspundere este angajată numai față de către salariații proprii și ca un element în plus față de răspunderea salariatului pentru faptele sale, angajatorul răspunde inclusiv pentru daunele morale pe care le-a cauzat salariatului. Statistic vorbind, ceea ce pe mine la o primă privire m-a uimit, patronul, angajatorul, răspunde mult mai des pentru faptele sale în fața salariatului. Lucrurile sunt clare aici. Patronul răspunde pentru faptele sale în fața salariatului în câteva situații cât se poate de bine definite. În măsura în care un angajator emite o decizie de concediere care este lovită de nulitate sau care este constatată nelegală de către instanța de judecată, atunci, în acest caz, patronul îl despăgubește pe salariat, plătindu-i o compensație echivalentă cu salariile și drepturile bănești de care salariatul ar fi beneficiat de la momentul concedierii și până la efectiva reintegrare. Așadar, această plată, această sumă reprezintă o compensație pentru prejudiciul cauzat ca urmare a faptei proprii a angajatorului, respectiv emiterea unei decizii nelegale. De asemenea, patronul mai răspunde pentru fapta sa în fața salariatului și în măsura în care pe perioada cercetării disciplinare a suspendat contractul individual de muncă al salariatului, iar la terminarea cercetării disciplinare s-a constatat nevinovăția salariatului. Aceea situație este și în cazul în care s-a demarat împotriva salariatului și cercetarea penală, iar în urma acestei cercetări se constată nevinovăția. De asemenea, angajatorul va fi obligat să-l despăgubească pe salariat. De asemenea, un alt caz în care patronul îi despăgubește pe salariat se referă la accidentele de muncă și bolile profesionale căpătate de către salariați, în măsura în care aceste prejudicii nu sunt acoperite integral prin prestațiile de asigurări sociale. Dacă aceste prejudicii sunt acoperite, angajatorul nu răspunde, iar măsura în care această acoperire s-a făcut numai parțial, angajatorul urmează să răspundă pentru diferența de prejudiciu rămasă neacoperită. În ceea ce privește răspunderea salariaților, lucrurile sunt un pic mai nuanțate și prin prisma ultimelor modificări aduse codului muncii, unde asemenea codului civil vedem, există de asemenea foarte multe discuții. Salariatul răspunde patrimonial în fața angajatorului său, în momentul în care produce un prejudiciu din vina sa în legătură cu munca, prin care aduce o atingere patrimoniului angajatorului. Legiferarea acestei răspunderi are un triplu scop, spun eu. Pe de-o parte, se apără patrimoniul, se ocrotește patrimoniul angajatorului. În momentul în care un salariat săvârșește o faptă, aduce un prejudiciu, patrimoniul angajatorului este reparat, da, de către salariat pentru paguba produsă. Pe de altă parte, prin legiferarea acestei răspunderi se urmărește prevenirea unor alte prejudicii din partea salariatului. Acesta știe, în momentul în care produce un prejudiciu, urmează să suporte consecințele și urmează să răspundă patrimonial, material, așadar va fi mult mai atent în momentul în care se va
se va hotărî să săvârșească o faptă prin care să aducă atingere patrimoniului angajatorului și în același timp se urmărește prin această răspundere patrimonială, pare paradoxal, dar chiar ocrotirea intereselor salariaților. De ce? Pentru că această formă de răspundere a angajatorului este cea mai ușoară formă de răspundere. Angajatorul răspunde strict numai pentru prejudiciul efectiv pe care îl aduce angajatorului său și cu titlul de excepție pentru prejudiciile viitoare, dar numai în măsura în care aceste prejudicii sunt certe. Pentru a putea vorbi despre răspunderea salariatului, este necesară întrunirea câtorva condiții. Existența unui raport de muncă, respectiv un contract individual de muncă, o faptă ilicită și personală a salariatului, pentru că salariatul răspunde strict numai pentru fapta proprie, nu și pentru fapta altor persoane, altor colegi, prin care să aducă atingere intereselor sau patrimoniului angajatorului său. O altă condiție este prejudiciul, care reprezintă acea modificare a patrimoniului angajatorului. Este vorba despre legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu și vorbim de asemenea despre vinovăție. În momentul în care se întrunesc aceste 5 condiții, putem vorbi despre răspunderea angajatului. Dacă una dintre aceste condiții lipsește, este evident, nu putem vorbi despre răspunderea angajatului. În ceea ce privește acoperirea daunelor pe care un salariat le produce angajatorului său, există două modalități de recuperare în acest moment. Fie pe cale judecătorească, angajatorul putându-se adresa instanțelor de judecată cu o cerere și obținând o hotărâre definitivă și irevocabilă care constată producerea prejudiciului și cuantumul acestuia trece la recuperarea prejudiciului, fie pe cale amiabilă, printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei. M-aș opri asupra acestei note de constatare și evaluare a pagubei. Dispozițiile legale anterioare au mai prevăzut astfel de modalități de recuperare a prejudiciilor de la angajați. În 1950, legislația muncii vorbea despre dispoziția de reținere. În 1973, legislația muncii vorbea despre decizia de imputare, care era completată cu un angajament de plată. În momentul în care angajatorul constata săvârșirea unei abateri prin care se aducea atingere intereselor sau patrimoniului său, emitea această decizie de imputare. Dacă salariatul era de acord să plătească, să-l despăgubească pe angajator, atunci semna un angajament de plată care, la acea vreme, sau potrivit dispozițiilor din acea vreme, reprezenta titlul executor. În momentul în care salariatul semna acel act, el practic începea să-l despăgubească pe angajator, acesta putând trece chiar la rețineri din salariu. În 2003, legiuitorul român nu a mai prevăzut nicio astfel de modalitate amiabilă de recuperare a prejudiciului, dar abia în 2011, prin modificările aduse Codului Muncii, s-a introdus această notă de constatare și recuperare a prejudiciului, care însă are o mare deficiență, are un mare inconvenient. Nu reprezintă titlul executoriu. Așadar, chiar dacă angajatorul are o astfel de notă, are un astfel de acord la mână, nu are ce să facă cu el dacă angajatul nu este de bună credință și nu își îndeplinește cele asumate prin acest acord. Pentru că această notă de constatare și recuperare a prejudiciului reprezintă un acord între angajator pe de-o parte și angajat pe de altă parte, prin care cei doi stabilesc valoarea prejudiciului și modalitatea de recuperare, fie prin plăți succesive la anumite intervale de timp, fie cu plata dintr-o dată, la un anumit termen. De asemenea, termenul în care prejudiciul poate fi recuperat de către angajator prin intermediul acestei note de constatare și evaluare, deci ca urmare a acordului părților, este de cel puțin 30 de zile. Deci legea prevede numai partea minimală. Da? Deci angajatorul nu poate recupera acest prejudiciu în mai puțin de 30 de zile de la momentul semnării acestui acord. Partea maximă, limita maximă, nu există. Așadar, părțile pot negocia, pot conveni de comun acord ca recuperarea prejudiciului să se facă și într-un an, și în 5, și în 10 ani. Este vorba despre acordul părților în care nimeni nu poate interveni.
Acum, în ceea ce privește recuperarea prejudiciului, astfel cum a fost el constatat de părți și asumat de angajator prin semnarea acestui acord, acestei note, există două posibilități. Unu, fie prin rețineri operate de către angajator din salariul angajatului său, dar în această ipoteză trebuie avut în vedere dispozițiile codului muncii care prevăd că nu se pot reține mai mult de o treime din salariu, deci chiar dacă angajatul este de acord să-i se rețină mai mult de 1/3 din salariu, atunci această clauză este lovită de nulitate. De ce? Pentru că angajatul nu poate renunța la drepturile sale. Este o interdicție expresă. Dacă totuși angajatul sau dacă se optează pentru varianta a doua, respectiv salariatul să se prezinte la caseria angajatorului și să plătească din mână aceste prejudicii la care el s-a obligat, nu are importanță cuantumul acestor despăgubiri. Deci dacă salariatul vine și plătește de bună voie prejudiciul, nu există o astfel de limită de 1/3, cum există în cazul reținerilor din salariu. Practic, prin acest acord semnat între angajator și angajat, nota de constatare și evaluare, se derogă de la regulile generale care prevăd că reținerile din salariu sau plata prejudiciilor nu se pot face decât pe baza unei hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile, care să constate prejudiciul. Bun, acum, dacă avem o astfel de notă, un astfel de acord semnat și angajatul refuză să mai plătească sau să-și îndeplinească obligațiile pe care și le-a asumat prin plata despăgubirilor pe care le-a recunoscut, legea nu prevede absolut nimic. Legea tace. Așadar, angajatului nu îi se poate întâmpla absolut nimic. Totuși, dacă în momentul în care semnează acel acord, părțile agrează ca recuperarea prejudiciului să se facă prin reținere din salariu, eu nu văd nicio problemă pentru care angajatorul să procedeze în continuare la acele rețineri din salariu, pentru că acordul salariatului deja există în momentul semnării acelei note, acelui acord. Dar dacă recuperarea prejudiciului nu se face prin astfel de rețineri, ci angajatul vine, se prezintă și plătește personal aceste despăgubiri, atunci neplata lor nu atrage niciun fel de sancțiune pentru salariat. În ceea ce privește forma acestui acord, deși Codul Muncii nu prevede o formă anume expresă, totuși apreciez că acest acord ar trebui să îmbrace forma scrisă, întrucât părțile trebuie să cunoască clar, exact, atât întinderea pagubei, întinderea prejudiciului, cât și modul de recuperare a acestui prejudiciu se face prin reținere eșalonate sau se face printr-o singură reținere. În plus, nu te poți obliga, corect vorbind, legal, decât în momentul în care știi la ce te obligi. Ori, toate aceste elemente nu se pot regăsi decât într-o formă scrisă a acestui acord, a acestui note de constatare și evaluare a pagubei. Bun. Am vorbit deja despre termenele în care se pot recupera prejudiciile. Numai puțin de 30 de zile, perioada maximă a la lung. Deci părțile nu mai sunt ținute de acel termen de 3 ani de zile care este prevăzut în procedura generală. Momentul în care se fac rețineri din salariu pe baza unei hotărâri judecătorești, știm cu toții, 3 ani, pe urmă urmează căile de executare silită. În ceea ce privește prescripția, acum trebuie să vedem cum operează prescripția în cazul acestui acord. Dacă angajatul se obligă să repare prejudiciul, să plătească angajatorului în mod eșalonat, pentru fiecare rată, pentru fiecare tranșă a acestei plăți, va curge un termen de prescripție separat, care este de 3 ani de zile. Dacă acordul sună de genul suma X este de recuperat în termen de
9 ani, să zicem, 10 ani, acest termen de prescripție începe să curgă de la momentul expirării acestui termen, în lăuntrul căruia părțile au convenit să se acopere acest prejudiciu. În ceea ce privește valoarea prejudiciului care poate fi acoperit printr-un astfel de acord, legiuitorul, zic eu, fără niciun fel de explicație, a limitat această valoare la 5 salarii medii brute pe economie, undeva la 3.350 de lei, grosomodo. De ce a ales această sumă? N-aș putea să vă zic. Adică, ok, avem o pagubă de 3.300 de lei, putem să o constatăm. Dacă avem o pagubă mai mare de 3.400 de lei, nu mai putem constata. Dar, evident, se pot face astfel de acorduri pentru anumite părți din această sumă. Respectiv, se poate încheia un acord valabil pentru suma de 3.350 de lei, iar ceea ce depășește această sumă de 3.350 de lei, angajatorul are două posibilități. Fie apelează la instanța de judecată, vorbim de posibilități legale, fie apelează la instanța de judecată, caz în care așteaptă o hotărâre definitivă și revocabilă, fie renunță să mai fie despăgubit. De asemenea, angajatorul poate să semneze acest acord, această notă de constatare numai parțial pe o anumită parte din sumă. De exemplu, angajatorul îi impută salariatului suma de 3.000 de lei, dar angajatorul apreciază că este vinovat numai pentru 1.000 de lei. Atunci el va semna un astfel de acord parțial, strict numai pe suma pe care o recunoaște, diferența urmând la fel, fie în instanță, fie renunță la angajatorul, fie renunță să mai recupereze. De asemenea, în cazul în care mai mulți salariați produc angajatorului lor un prejudiciu, fiecare salariat ar trebui, dacă este de acord, să încheie o astfel de notă de constatare și evaluare. Este evident, unii ori vor, mă rog, este posibil, unii să dorească să încheie o astfel de notă, alții să nu dorească. Pentru cei care doresc să încheie această notă de constatare, se vor aplica regulile și se va urma procedura descrisă mai sus. Pentru cei care nu doresc, angajatorul se va adresa instanței de judecată. Cei care doresc să semneze acest acord, o fac personal pentru faptele imputatelor și pentru prejudiciul pe care ei consideră că l-au săvârșit și nu îi pot obliga și pe cei care nu sunt de acord cu semnarea unui astfel de acord. Acum, dacă s-a produs prejudiciu și dacă angajatorul l-a constatat și îl cheamă pe salariat și îi spune, prejudiciul este atâta, hai să ne înțelegem, să încheiem amiabil toată această tevatură, și salariatul nu dorește să semneze acest acord, el nu poate fi acuzat de abuz de drept. Lui nu se poate imputa această nesemnare. Până la urmă, nu se realizează acordul de voință necesar existenței valabile a acestei note de constatare. Așadar, dacă salariatul nu dorește, el nu poate fi obligat să semneze. Acestea ar fi în mare aspectele ce țin de răspunderea angajatorului și a salariaților în domeniul acesta dreptului a muncii, cu trimitere, sigur, că dacă către dispozițiile Codului Civil. Dacă sunt nelămuriri, întrebări? Bun, nu sunt. Ok. Păi, acestea fiind zise, nu-mi rămâne decât să... Scuzați. Dacă este răspunderea solidară? Deci fiecare răspunde proporțional cu partea din vină. Acum, dacă nu se poate stabili cât anume din vină revine unuia sau altuia dintre salariați, și vreau să vă spun că în practică foarte rar am văzut hotărâri ale instanțelor de judecată care să spună partea ta devine de 30%, a ta este de 70%, atunci recuperarea prejudiciului se va face proporțional cu valoarea venitului fiecăruia dintre salariați implicați. Ar trebui să ne rog să estimăm o sancțiune corectă, ar fi aceea de reducere excedentului.
Corect ar fi o nulitate relativă, o nulitate parțială strict pe ceea ce depășește acea treime. Așa mi se pare corect. Eventual, ce poate reprezenta acest acord semnat de către salariat, în ipoteza în care salariatul refuză să plătească ceea ce și-a asumat, putem avea un început de dovadă în instanță. Angajatorul a recunoscut prejudiciul, a recunoscut suma, a recunoscut că el este făptuitorul, dar, din diferite motive, refuză să plătească bani. Și această probă, coroborată cu altele pe care angajatorul le-ar produce în fața instanței de judecată, ar reprezenta un început de dovadă. Da, numai că noi aici mergem pe legislația muncii și eu mă îndoiesc că vom găsi... Sigur că da.